Lasă așa că nu se vede. Și cum nu-i place, o să nu mai vină la noi în casă, bă. Ia uite, dar facem ca... ce gătim astăzi? Că m-a luat și nervul acum. Ce? În buchet oriental gătim astăzi. În buchet oriental. Și anume, văcuță în buchet oriental. Așa cum am spus puțin mai devreme, am ales o carne de văcuță care este un pic mai împănată. Înțelegi? Da. Pentru, nu vreau să fie fadă, vreau să am și ușor gustul acela de grăsime de vită. Mai am nevoie de multă ceapă, ceapă roșie, da. Evident unt, un pic de țelină pe care am să o trag la tigaie împreună cu carnea tăiată extrem de subțire, adică julien, cu țelină și cu ceapă. Apoi mai am nevoie de dulceață de smochine. Am să-i dau un gust foarte bun pe care o completez cu boabe de muștar. Evident, alături am să servesc un orez preparat în stil oriental, și anume arăbesc, un orez cu tăiței ușor de tot rumeniți. Dar și... adică tragi la tigaie. Îi trag la tigaie sau pot să-i usuc la cuptor un pic până prind o culoare aurie. Apoi păi îi prepar... îi fierb împreună cu orezul. Îi după fierb? Ce sunt gata, da. Și după aia îi tragi la tigaie? Întâi, nu, întâi... îi usuc la cuptor. Așa. Adică îi rumenez la cuptor, după care îi adaug împreună cu orezul în apă. În apă. Sigur. Înțeles, da, și se prepare. La sfârșit de tot am să adaug niște semințe de dovleac pe care, dacă vreau, le pot rumeni ușor, dacă nu și vreau să mănânc mai sănătos, le folosesc ca atare. Adică crude. Tu ai un bineînțeles truc. Cum alegi tu carnea? Că ai un truc. Îmi place carnea de vită, de exemplu, dacă doresc să prepar pe grătar, cu siguranță mușchiul de vită este ideal. Este ideal și antricotul pe grătar, că este mai împănat. Dar la ce dacă te uiți vreau... prima dată când vezi o bucată de vită? În primul rând mă uit la culoare, în al doilea rând o încerc, adică o apăs ușor și dacă jevine asta înseamnă carnea este proaspătă. Bun. O încerc, o apăs ușor, iar dacă își revine și nu rămâne apăsată, carnea este proaspătă. Așa înțeleg? Se încearcă? Ia un spumberu. Da, și una dintre... Așa faci tu. Așa? Acum depinde ce gătesc. Dacă îmi aleg câteodată un preparat care să dureze mai mult, preparat la cuptor, pot să aleg o porțiune anatomică, de exemplu, de la vită, care să fie mai ieftină, de exemplu, pulpa. Dacă doresc să prepar ceva mai rapid, pot să aleg o vrăbioară pe care o prepar la grătar sau un roast beef care trebuie să fie roze. Depinde cum, depinde și de starea pe care o ai. Depinde și de... Nu mănânci vită în orice stare. Trebuie să ai trebuie să ai starea de vită. Trebuie să o alini, să ai poftă. Întotdeauna da. E bine să mănânci ceea ce ai poftă. Da. Înțelegi? Asta înseamnă că organismul cere ceva din ceea ce ai tu poftă. Are nevoie de anumite substanțe nutritive din ingredientele pe care le alegi. Eu dacă vreau să mănânc murături, ce lipsuri am în organism? Păi nu știu, depinde. Ai lipsuri de murături în organism sau ai lipsuri de friptură în organism. Știi care s-ar potrivi cu murăturile? Sunt anumite pofte pe care trebuie să ni le satisfacem pentru că fac parte din plăcerile vieții. Da?